plecăm în vacanțe sau poate am plecat, suntem acum în vacanță în afara orașului în care locuim, ca să nu spunem că poate unii dintre dumneavoastră n-au plecat în afara țării și ne luăm și copiii cu noi, totul bine și frumos, ne luăm și ceva medicamente, dar se întâmplă ca, să spunem, băieții, fetele să facă febră, să contacteze o viroză sau nu știm din ce motiv, aceștia fac febră, părinții aleargă și le dau, achiziționează antitermice până să primească sfatul medicului. Ideal e să ajungă acolo, dar sunt sfătuiți și suntem sfătuiți de către pediatri să administrăm un antitermic dacă febra crește. Eu nu dau sfaturi, ci doar vă spun și, la urmă, nici n-am de ce să dau sfaturi, cu toții am aflat de la medicul pediatru că dacă febra depășește o anumită temperatură și vă recomand să întrebați care este aceea pentru copil, se administrează un antitermic pe care ni-l recomandă de asemenea medicul. Am trecut cu toții prin asta, toți copiii au avut febră la un moment dat, știm ce trebuie să facem. Acum, chiar dacă am trecut prin asta, există situația în care, să spunem, copilul este mic și ajunge să aibă o temperatură, o febră mare și aceasta să-i crească brusc. Este foarte periculos pentru ei să se întâmple lucrul acesta și este bine ca medicul nostru să ne explice că există și acea metodă bobească. Eu la un moment dat am neglijat-o și am avut de suferit pentru că au fost complicații. A crescut febra copilului și antitermicul nu a apucat să-și facă efectul. Antitermicele acestea nu își fac efectul imediat. Durează 20, 30, 40 o oră, chiar de 40 de minute, chiar o oră. În acest timp, tu poți să-i aplici comprese la o temperatură potrivită, în așa fel încât acestuia să îi scadă febra. Da? Deci să-i scadă febra și să se apropie de o temperatură normală, să nu mai fie periculoasă. Lucrul ăsta este eficient și se recomandă nu numai în cazul adulților, dar mai ales nu numai în cazul copiilor, ci și în cazul adulților. Dar în cazul copiilor, pentru că există aceste complicații care pot apărea, aceștia sunt mai vulnerabili, mai ales la vârste mici, se recomandă aceste împachetări, să spunem, sau comprese, care sunt foarte, foarte eficiente și de aceea vă rog, înainte să plecați în vacanță, să vorbiți cu medicul dumneavoastră, cu medicul pediatru al copilului, voi părinții, și să îl întrebați cum trebuie să se facă aceste comprese, la ce temperatură și cum trebuie ele să se administreze. În cazul meu, am ajuns copilul la spital cu o febră foarte mare și chiar în spital i s-a făcut această procedură, deci vă dați seama cât este de eficientă și poate să vă salveze din situații foarte grave. Vă spun din proprie experiență că trebuie să ținem cont de acest lucru, chiar dacă avem tot felul de antitermice care mai moderne, mai ușor de aplicat, mai gustoase și mai plăcute, cu arome pe care le agrează copiii. Da, îi dăm antitermic, dar acela recomandat de medic, dar în același timp trebuie să fim conștienți că dacă e febra foarte mare să se aplice aceste proceduri, pe care este bine să le învățăm de la medic sau asistenta medicului nostru de familie ne poate spune cum se pot face acestea. Să ne revedem cu bine mâine dimineața, dragi prieteni, să fim cu toții sănătoși!